găsit! Da! Suntem într-o zi extrem de importantă, o zi frumoasă, o zi cu foarte mare încărcătură magică, ezoterică, cosmică și nu știu ce, căci că se deschid cerurile noaptea asta sau s-a deschis noaptea trecută, nu știu exact. Oricum vorbim despre sânziene, despre noaptea de sânziene, despre care au scris atât de multe artiști și că dacă vrei să-ți știi sortitul sau sortita, îți pui nu știu ce fire de păr, de nu știu ce, îți faci o coroniță din sânzienie, o pui pe casă și a doua zi te uiți să vezi ce fel de fir de păr și s-a agățat și că cu aia te însori, blondă sau brunetă. Tu ce ai visat? Și eu asta. Ce ai visat? Ai visat o blondă mișto, este? Eu în fiecare seară visez și câte ceva. Dar ce-ți plac? Niciodată nu te-am întrebat de când te cunosc. Blondele sau brunetele? Sau roșcatele? Sau... Brunetele mai mult, da? Dar nici cu blondele nu prea mă joc. Am înțeles, bine. Hai să dea Dumnezeu să fie bine, să nu fie rău, că e o noapte magică, mai ales pentru oamenii neînsurați, ficiori, neprihăniți, așa ca tine.